Și ai avut pe bunii tăi de moți? Da, da. Eu am ales, știu că am ales la un moment dat, că azi că o să mă fac chirurg, am ales foarfecul, dar uite că mi-am tăiat nasul. Eu cred că aș vinde-o... Eu n-am carnet în primul rând. Pune dracu, pornesc la trun când eu n-am carnet încă. Așa, și eu când eram mică, poate m-ați întrebat, eram... Lipicioasă. Lipicioasă, da. Aveam foarte... Eram plină de dulciuri. Și... și mâncam un oroi cu paleta de muște. Dar zice cu paleta de muște. Pentru că era mai o lingură. Dar era aia care îl pânteam pe bunicul meu când o lăsa din mână, că era aia uturoasă, știi, care de ani de zile care o... era un cimitir de muște ăla și când era vedeam... groasă de la câte muști erau moarte acolo. Da? Și gălbejit așa, știi, și forțat. Și mâncai noroi cu aia. Uite, și acum mi-e poftă, n-așteam. Și eu o luam și mă luam cu paleta de muște și m-a prins bunicul. Mamă, ce măcel mi-a dat o paletă? Mi-a dat o altă paletă de muște. Ia și mănâncă cu paleta asta, că mi-e curată. Exact, exact. Da. Dar uite, dacă se vede pe cameră, pune-o dacă mâna lângă mâna mea. Ca să vedeți cam care e... Mamă. Da? Și gândiți-vă ce mână mică avea ea când era mică și paleta de muște e mare. Și doar imaginează-ți cu ce dexteritate mânca noroiul ăla. Sergea, cu că mă uit la mâna ta, pare că sunteți împreună pentru că arată ca o paletă de muște și fără tine nu se poate. Dar tot timpul îmi bagă de niște Nutella și mi-l lingi. Da. Nu înțelegeam eu ce. Ai fluierat vreodată vreo femeie nesimțitule pe asta? Ah. Da? Nu, mă, eu am fost timid tot timpul cu femeie. Da? Da. Ai, tu ai potențial cu strunga aia. Deci dacă ți s-au crăcănat dinții, special pentru că știa că ești muncitor, și îți lasă surâțul mai bine. Cacica! Vino să-ți o trag, să te ard! În colanț, ce bună. Apropo de potențial pierdut, vezi? Bun, salutare oameni dragi și bine ați venit la primul episod de podcast pe care îl avem. Nu știu cum o să numească, Anisia? În papuci probabil o să numească podcastul. În papuci, suntem, da, toți în papuci aici. În papuci, tu îmi dai papuci, da, papuci. Da, da, da. Și mai du-te în papuci, măte și tot așa. Exact, exact. Și cine știe, poate îl schimbăm până la urmă. Mă gândeam la pisici. Da, la pisici. La pisici. Pisici în papuci. Pisici în papuci. Să avem aici un tablou cu pisicile noastre în papuci de casă. Da, dar nu știu de ce. Vorbim cu fata aia de la Iași. Așa. Deci sunt eu, Ianisia, și l-avem pe Teo la butoane, care e în spate. Așa, salut. Așa, Teo, care se ocupă și de partea tehnică, care o să ne mai pună întrebări pe parcurs, care o să mai aibă intervenții și tot așa. Bun, Ianisia, cum te simți fiind primul episod și ai așa ca emoții? Foarte mari emoții. Înainte m-am pișat pe mine. Nu, chiar am avut foarte mari emoții înainte să intru în emisie. Pentru că totuși este o producție destul de mare. Da, am închiriat un studio foarte complicat în, foarte, da, exact. În centrul orașului. Da, ce este, este ceva inedit. Și ce să zic, foarte mari emoții am avut. Mai ales că mi-ai tăiat toate ideile de pe listă. Deci înainte să începem filmarea, Anisia, am zis, dar hai să facem ca la săriți de pe fix cu făină pe față. Dar hai, da, după aia place, să facem, da, cu apă în gură. Hai, da, asta e, hai să ne stropim, hai, da, și să viați că nu, că murdărim casa. Păi nu, dar... El abia ce-a zugrăvit și na. Tapetul l-am lipit eu, da. Și el asta face timpul liber, zugrăvește la oameni și ia bani. Așa, da, timpul liber. Da. E în timpul meu muncit, nu e în timpul liber. În timpul tău de muncă. Da, 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 ăla e timpul, aia e munca mea. Și din când, în timpul liber fac podcasturi, asta e. Aha, aha. Da. Teo, ia zi, ai ceva întrebări pentru noi? Da, întrebări pregătite chiar de ChatGPT, dacă vă vine să credeți. A venit în România, e extraordinar, da. Te-ai întâlnit cu el tu. Da. Dacă ai avea posibilitatea să te teleportezi în orice loc din lume pentru a participa la un eveniment amuzant sau ciudat din trecut, care ar fi acel loc și eveniment și de ce?
aș vrea la propria înmormântare. Din trecut. Din trecut. Păi poate am mai murit. Când erai tu crăiasa zăpezilor. Din trecut. Din trecut, da? Un eveniment bun, dacă la mormântare... La mormântare. Nu te-ar interesa să la botez la tine? Da, chiar, da. Chiar la botez la mine să văd și eu cât și ce au dat în plic fiecare. Să vedem noi rudele adevărat. Vai, acum când sunt mare, bineînțeles că ce drăguță ești, Aniția, da? Ia să văd cât ai lăsat tu un pic exact. La botez. Să văd cu ce m-ai ajutat tu pe mine când am început viața asta. Cine a pus mâne simțirile alea pe tavă? De ce viața mea cum e așa? Da, exact. Cine? Mi-a pus cineva un microfon, că eu tot timpul microfon mi-am dorit. Acum nu, mi-a spus... tastatură, că ați vrut să merg la informatică sau ce. Da, eu cred că am ales un ceva, am ales pixul. Ales se evită lucrurile alea, nu? Sau le adaugi? Nu cred, tu chiar ai avut genul ăla de da, dar aia e tăierea moțului, se numește tăierea moțului, e diferită de botez. Tăierea moțului îți pune pe tavă câteva obiecte și în funcție de ce culege copilul, o să-și aleagă și meseria. Da, asta da. Și ai avut pe bune tăiere de moți? Da, da. Eu am ales, știu că am ales la un moment dat, că azi că o să mă fac chirurg, am ales foarte cu, dar uite că mi-am tăiat nasul. Tot a fost bine. Mamă, s-a bucurat, o să fie chirurg fata mea. Băi, ai avut treabă cu chirurgia plastică, dar n-ai fost tu aia. Acum puteai să faci aplauri, să știi. Lasă că îi bag eu din montaj. Excelent, da. Drăguț. Iată momentul când o să bage pe tăvița aia și rezervări la show-uri. Pentru că o duc foarte prost în perioada asta eu. Păi deci, ok. Deci vorbim, promovăm open mic-ul sau show-ul în general? Open mic-ul, dacă open mic-ul Teo are Teo open mic cu Marion Nistor. Ia zi Teo tu detalii, că mai mult nu știu. O să dau switch pe camera de mijloc, pentru că eu oricum nu apar. Vă mulțumesc foarte mult. Dar dacă vrei, vine aici în fața camerei. O să punem link-uri în descriere, dar exact. E la episodul 1, dacă da. Am stabilit că e 1 ăsta. Da. Am open mic în fiecare marți la Beat Bar Umanist, pe calea Plevnei. E organizat de mine și de Marion Nistor. Suntem amândoi MC în fiecare marți de la ora 8. Am fost și eu foarte drăguț. Și cel mai important, intrarea gratis. Deci nu vă căcați pe voi, că n-aveți și pierde. Deci asta e... E aproape de noi? De noi nu e nimic aproape. Noi nu suntem aproape de nimic. Noi suntem aproape de nimic. Noi suntem aproape de... De câmp. Da. Aproape de provincie. Da, noi suntem aproape, mai aproape de Buzău decât de București. De București. Exact. Tu, Serghei, în ce moment, și te rog frumos, să nu dai în educație financiară, mă scuz dacă... Dar eu am. Eu nu fac educație financiară. Faci educație financiară. Eu sunt sărac, cum să fac eu? Păi nu, dă sfatul cum să se facă. Păi nu fac, când am făcut educație financiară? Tot timpul faci educație financiară cu mine, să nu cheltuie aia, că banii acolo, banii... Ai responsabilitate, nu educație financiară. Hai să nu intrăm în relație. Bună, zi, Serghei, tu ce, în ce moment ai vrea să te întorci în viața... Din trecut. Da. Băi, cred că aș vrea să văd un să, dacă aș putea așa random oricând. Sincer, aș fi foarte curios acum 100 de milioane de ani să fiu pe continentul ăla Pangea și să văd cum arătau dinozauri sau chestiile astea. Dacă vorbim de asta, probabil ceva la un show, la, nu știu, la George Carlin sau ceva, o chestie din genul. Trecutul tău. Din trecutul meu? Da, asta că... Păi maxim e botezul. Te-ai dus foarte mult în trecut. Păi data și eu nu spunea neapărat să fie din trecutul cuiva, din trecut în general. Eu am vrut din trecut. Eu chiar mă gândeam, cum s-o limitat Aniția doar la trecutul ei? Chiar mă gândeam, Aniția care i-a zis Olin. Da. Păi atunci, în schimb... Da. Tot la botezul meu. Nu, n-am cum. Ești foarte curioasă să văd ce-i bani. Mi se pare podcastul acesta foarte normativ de gen. În partea stângă este Anisia la culoarea roz, în partea dreaptă este Serghei la culoarea albastră. Am pus. Anisia a ales ceva drăguț cu copii botezui, tu ai ales dinozaur, să moară. Dinozaur la meci cu bere. Exact. Vreau să mă pucărească cu un tirec de c***.
fraierei. Exact, ia uita și chiar că... Da. Chiar, e... Deci aici zici că e partidul pițipoancelor, acolo partidul educației financiare moarte. Dar de ce educație financiară? Doliu în educația financiară, așa mi se pare, asta zice fața ta. Nu, Anisia, știi ce se întâmplă? Fii atent. E Barbie și Oppenheimer. No! Eu nu-s Barbie și nici tu. Nu, mai e roz și da, nuanțe de dark, asta era. Tu, Teo? Pentru că aici tu voi la păreri. Aici, în podcastul acesta. Deci, mi se pare extraordinar, nu știam că am venit aici. Eu aș alege Auschwitz-ul pentru că nu cred că a fost chiar așa. Nu, glumesc. Palintați. Și ăsta nu se postează din cauza mea, mă scuzați. Eu, dar ar fi curios. Deci o să fie alt prim episod. Da. Eu nu vreau să fiu plătit intenționat, ca să asta o să vă... Deci vreau să vă zic că chiar aș fi și eu curioasă la Auschwitz acolo să văd. Da. Bă, cât le-a venit la casă? Știi? Ok. Oare cât... Tu acum cu problemele tale, da, de... Cât le-a... Păi da, și așa s-a scumpit gazul și așa în zilele noastre. Da, atunci nu era, cred că, scump. Ne, nu era scump. Păi era cea mai ieftină opțiune de a omoră oameni în masă. Asta, văzusem și documentare, fix de asta a fost aia. Fix ăla a fost motivul pentru care s-au folosit tehnica. Abordarea asta, așa. Bun, trecem mai departe, da, că eu nu scu... Eu mă plictisesc. Da. Dacă nu fac o glumă sau dacă nu arăt curul sau dacă nu fac ceva, ni se plictisește. Dacă nu îi dau făină peste ochi sau îmi dai apă în gură sau ceva, nu e ok. Da. Cred că e dacă ai putea să fii un super erou al comediei, da, ce super putere ai vrea să ai și în ce situații amuzante ai putea să folosești super puterea aia. Eu dacă aș fi super erou, cred că aș fi superwoman. Pentru că pentru prima... Adică vara lui Superman. Da, super, da. Vreau să-mi pun pentru prima dată chiloți peste Jäger și să nu fiu judecată de celelalte coțocurile că te-ai îmbrăcat prost. Dar tu, stai mâine acum, ar fi tare să mergi la Bravo, ai stil. Exact. Și o să fii toate. Asta, Doamne, ce frumos. Doamne, extraordinar costumul, da, îți dăm ție Bravo, ai stil. Și pentru că poți să zbori. Și poți să, da, și că poți să zbori. Dar știi că Supergirl nu purta chilos, pe purta rochii. Purta doar rochii, da? Superman e prost. Nu știa ce e prostul familiei, el nu știe să îmbrace. Și în ce context cu ea știa. Asta? În ce context amuzant, cred că aș râde de celelalte, că nu-s bine îmbrăcate sau ceva, știi? Dar fii atent, apropo de, mă rog, mai mult, alcoolul mi se pare că are o super putere de genul ăsta. Deci, după ce a murit Stalin, a preluat Hrușcio, o secundă de seriozitate, furil asta. Nu, deci era Nikita Hrușcio la putere în URSS și era tensiuni cu Iugoslavia, unde ăștia îl aveau pe Tito, dictator, acolo. Și au vrut să... Era tensiuni mari, nu știu ce scandal pe acolo. Și s-au întâlnit să aibă discuții. Vezi, Doamne, amicală și nu știu. Și ăsta Tito a vrut să-i îmbeti pe ăștia ca să-i facă de căcat la televiziune. Doar că ăștia, bând cu Stalin de-a lungul istoriei, de-a lungul multor ani, aveau toleranță mare la alcool. Și s-au îmbătat toți în ultimul hal și erau atât de prieteni toți. Și a doua zi după o mahmureală de aia cruntă, o semnat ceva tratat de pace. Sau alcoolul e mai bun decât orice supererou. Bun, deci în alcool. Da. Da. Serghei ales ficat, asta am înțeles, da, asta e super. Un ficat de fier, da. Să, ceva de genul ăsta. Da, uite ce drăguț. Da, vezi? Uite. Învățați ceva, măi. Anisia e cu comedia, eu sunt cu... Și ai și multe grade, știi, dacă ești în super erou alcool, da. Ai și multe, ai multe grade. Știi? Da, ești un fel de soare. Da, eu aș fi alcoolul palincă. Orinca aia de 80? Da, orinca aia, tare. Da. Aia îmi place. Aia cred că ar salva multe vieți. Ai și dezinfectat jumătate de populație. Exact. N-ar mai fi COVID pe pământ. Fiind niciun fel de boală care face... Exact, și m-aș și spăla în sfârșit. Eu vreau să pun întrebarea, dacă avea o mașină a timpului, cu cât ai vinde-o pe Olix? Asta, eu așa o simt asta. Păi ar fi, bă, în primul rând, e o mașină a timpului folosită de o bătrânică din Germania sau e o mașină a timpului nouă? E o întrebare foarte bună, Serghei. În primul rând. Da, o mașină a timpului bate troncănii, e folosită. Au fost dus la biserică, are mulți kilometri, are puțin, e foarte important. Dat kilometri înapoi? Da. E să-mi sărită mașina timpului? Asta contează cel mai mult. E adusă pe platformă asta. Se numește, da, Logan? Are daună totală? Da. Radiatorul a avut. Deci întrebarea e dacă e adusă de pe platformă și de când e adusă pe platformă. Exact. Da. Că și aici e... Ceva defecțiune ascunse are?
mă duc aprost un timp și nu mai pot să mă întorc înapoi, că rămâne fără ceva, are scurgerii. Și partea cea mai era la mașina timpului, că dacă ce era nu de fabricație, nu spune absolut nimic, adică asta nu ți-e clar, nu... Corect. Timpul corect. E relativ. Mai ales pentru mașina timpului. Da, mai da. Ales, da. Ar fi tare să tu să o cumperi în 2024 și ați fi fabricat în 2325. Și coi, voi ați, nici nu știți să scrii spitalul ăsta. Băi, nu știi, eu aș vinde-o mai în trecut, mașina asta timpului, când aș mai nou. E mai valoroasă. Da, da, s-o vinzi în 1812. Da. Da. Sau da, aș vinde-o în viitor, pentru că e de epocă. Ai vinde-o cu $24, ce dracu. Eu aș ajunge cu ea până în viitor și abia atunci aș pune-o pe OLX. Tu, Anisia? Eu cred că aș vinde-o... Eu n-am carnet în primul rând. Une dracu pornesc la drum când eu n-am carnet încă. Da, mă, ce dracu, da, mă, eu nu am autorizație nici pentru mașina de tocat, nimic, n-am pentru nicio mașină. Ce dracu, mașina timpului. Stai alea că să iau carnetul pentru mașină din asta a noastră din prezent, de mers pe șosea, da, pe carosabil, da, și mașina timpului nu trebuie să mergi pe șosele. N-ai nevoie să respecti indicatoare. Da, dar trebuie acolo carnet de conduce. Știi că nu-i o mașină, că asta nu-i autoturismul timpului, e o mașină a timpului, e o mașinărie, poate fi doar ce fel. Poate e o bicicletă, da, cu cască. Exact. Asta da, o bicicletă a timpului ar trebui. Dar tu cazi de bicicletă, dacă tu nu știi să mergi. O trotinetă a bicicletă. Ce ai, mă, bine. Eu sunt campioană, l-am mers pe două roți. L-a căzut de, nu, l-am mers pe două roți, m-ai văzut tu. Te-am văzut. Acolo, aș vrea să știu dacă voi sunteți pasionați de desene animate. Dacă, da. Da? Uite, e o întrebare aici, am dat de acum, dacă ați putea să trăiți într-un univers al unor desene animate, în care univers ați vrea să trăiți? Wow, asta e bună. Eu aș vrea să fiu... Sailor Moon. Ei, Sailor Moon. Scooby-Doo, nu, Daffy Duck. În universul ăla Disney de... Dar lui nu știu dacă e de la Disney. Ba da, e de la Disney, da. Este Looney Tunes. Looney Tunes este. A, și Disney, nu? Da, e Disney. Aș vrea să fiu... S-a dat, gata. Nu? Nu, nu e Disney. Nu e... Donald Duck e Disney și Daffy Duck ăla negru este în Looney Tunes, e cu Bugs Bunny, cu... Mamă, ce le știi? Și nu sunt tot Disney și alea? Nu, nu. Nu, nu, sunt diferite. Aș vrea să fiu... Alea sunt Warner Bros. Ah, ok. Ah, oh, ok. Hai că acolo e bătaie de cap, deja stai că trebuie să mă gândesc. Atunci aș vrea să fiu... În Dragon Ball Z, mă, asta aș vrea eu să vă fiu. Direct. Direct. Dar îți pielea acolo sau cineva important? Mă bat și eu cu Saiyani sau ceva? Sau îs un om care atunci când sunt concentrat aș dau un fireball, distrug jumătate de planetă, mor și eu acolo ca prostul? Deci tu mă întrebi dacă ești blond sau nu ești blond, asta. Da. Că nu m-am uitat la Dragon Ball, nu știu, ți alegi ce vrei. Cred că la întrebarea asta e să-ți asumi să fii oricine de acolo. Atunci da, ar fi. Adică nu cred că poți să-ți alegi când te naști într-o lume din desene animate, într-un univers din desene animate, ce, păi, ce ești. Mie mi se pare că și ăsta, cum îi zici, coyotul ăla din Looney Tunes e coyotul, nu? Da. Ăla are super puteri, pentru că cade stânca pe el, îl omoară și el tot nu moare niciodată. El tot timpul e ok. Da, da. Se lovește, e un tren în mișcare. Eu nu știu desenul ăsta animat. Bebe. Ăla îl știu. Păi, ăla e coyotul. Ah. Mă rog, ăla e celălalt, e un pic complicat. Ne prinde pe parcurs. E... A, stai că e Bibi, nu? Nu? Da, da, da. Da, da. Looney Tunes și coyotul e ăla care... Păi și ăla e de la Disney? Cred că e Looney Tunes, asta vorbeam, nu? Nu mai știu bafcioare. Haide să ne întoarcem la mașinile timpului. Cred că moderăm mai bine această discuție. Corect. Tu, Anisia, ai... Ce? Ai răspuns? Ai, da. Ai stabilit ce... Da, nu știu. Hai să te întreb eu. Da, și mă întreb la Disney. Cred că aș vrea să fiu... Iasă ce? Mamă, să avem pentru putut. Bă, deci nu știu din Disney... Ce aș vrea să fiu? Păi Ariel, micuța sirenă, frumoasa și bestia. Ce, lasă-mă în pace. Nu vreau de astea. Vreau ceva mai Scooby-Doo, ceva mai Donkey din Shrek. Donkey din Shrek, da. Deci tu ai vrea să fii, da, în mod special măgarul din, exact, din Shrek. Exact, exact. Pigmi, pigmi, pigmi. Dacă tot am... Hai să întrebăm de noi. Așa. Tu, Serghei,
tu cine ești, de fapt? Nu, adică... adică, să ne explici copilăria ta. Cum ai tu copilărie? Așa, ca să văd eu în viziunea unui... Da, cum erai tu? Că nu mi-ai povestit niciodată. Cum eram... Chiar tu știi că el nu mi-a povestit niciodată cum a fost în copilărie? Pentru că n-am timp să vorbesc de tine niciodată. Tu n-asculți, tu doar vorbești tu și eu zic că... Hai, extraordinar. Hai să vedem. Eu inițial credeam că întrebi pentru urmăritor, pentru că Serghei nu este atât de public pe social media. Păi da. Dar tu, de fapt, întrebi pentru tine că nu-l cunoști. Păi ce? Ce? Tu, dar cine ești acum? Adică ce, cum erai ca și ca copil? Foarte cu minte, cred că. Nu cred că erai tu cu minte. Ba da, ba da. Nu par dar genul. Dar ce, acum par genul golan. Păi deci eu acum sunt golan? Ca da, așa pare, așa mi-ai zis. Dar și tu stai cu un golan păi în casă? Păi ar trebui să te părintesc, că eu mie îmi plac golanii. Serios? Da, da. Mie îmi plac golanii, nu-mi plac cuinte. Așa, te... și acum îți pare rău că... Aoleu, cu ce m-ai luat... El are aura asta de băiat rău, dar e prost, el spală pe jos, face curățenie, știi? E, nu asta că trebuie, nu că... Asta nu face parte... Deci erai copil cu minte. Golanul, crezi că face asta? Da, normal. Nu? Ce mă-te afară cu băieții și când intră în casă spală. Deci scui pe semința, dar doar afară, înăuntru... Da, exact. De cum o puși cu mătura. Înăuntru linge de pe jos, da. Mă, semințe. Da, asta înseamnă să fii bărbat puternic. Eu și podcast motivațional, da, să te lași pirul. Eu și da. Deci tu erai un băiat cu minte, să înțeleg. Da, chiar eram să foarte cu minte. Să știi și urmăritor, că eu am mai fost urmărit. Eu au fost la toate podcasturile la toate posibile. Ba nu chiar, chiar. Cine a zis, George, cred că am avut gluma asta, da. Că podcasturile pot să ajungă sau au ajuns ca anunțile. Merg la tine, vii la mine. Da, da, am auzit. Efectiv, vreți mai câți invitați putem să avem noi la podcast, doar la cât ai fost tu? Da, pe Horia Brânciu doar de 50 de ore. Da, plus, da, chiar. Da. Hai că avem. Avem. Mă gândesc la mult. Bun, da. Deci hai spune despre tine când erai în copilărie. Deci erai un copil cu mințel? Da, eram foarte cu minte. Așa mi-amintesc că eram cu minte, dar mai făceam și o prostimă, nu? Și când te-ai obraznicit? Dacă, de ce sunt obraznic? Nu înțeleg. Obraznic, sună de parcă e un bătrân și eu sunt copil. Vezi că ești obraznic. Da. Și ce îți plăcea să faci? Ce... Jucam fotbal. Nu cred că jucai fotbal. Da, jucam foarte mult. Pentru că tu nu te uiți niciodată la fotbal. Păi jucam, nu-mi place să... Aș mai juca fotbal, dar nu-mi place să mă uit la fotbal. Am înțeles că... Adică ai vrea să fii și tu acolo pe teren. Da, de-aia nu te uiți. Știi aia care comentează în spectacol ce zic glumii în timpul show-ului? Cam așa ești tu acum. Ca și cum aș merge pe stadion și aș urla, bă, stați că vreau să vă arăt că și eu știu să șut în mingi. Da. Fix aia. Ce tare, uite. Eram cu minte, da. Și tu, Teo, cum erai când erai copil? Acum două săptămâni. Acum, da. Păi eu am 23 de ani, cred că... 23? Da, am 23 de ani. Nu credeam că ai vreo 40. Până la 32 am mai auzit, dar 40, să mă bată mama. Să mă bată mama moartă. Pare că am 40. Mașina, ok, să dau barba asta jos. El are și părul lung și barbă. Hai să vorbim tot restul podcastului ăsta de cum arăt eu nefiind pe cameră. Da, asta da. Ar fi. Păi chiar, mișto. Știți, dacă puteți desenați în comentarii. Exact. Cum credeți că arată Teo? Și nu-l căutați pe net, că nu vei așa. Da, dar nici nu spunem care Teo. Da, și open mic-ul ăla nu mai e la Beat Bar Roman, este oriunde altundeva. Exact. Deci nu faceți poze, nu faceți asta, doar să ziceți cum credeți că arată. Da. So. Da, mi s-a pus o întrebare cum eram când eram mic. Eram, da. Eram tun scurt, aveam ochelari, n-aveam deloc barbă și eram foarte cuminte. Cuminte? Da, da. Și foarte anxios și deloc social și stăteam mai mult în casă. Ai zis deloc social sau deloc, de rock social? Deloc social. Deci nu e de rock social. Nu rock social, okay. Nu există rock social. Okay. Asta înseamnă să te speli și ăla e pop. Da, deci asta. Asta e, trebuie să faci un duș înainte, te dai cu un parfum, ăla nu e rock, ăla e vank. Da. Știi, așa. Așa o stil. Dacă holograful ăla, nu? Bine. Dacă îți bagi și parfumul, deja o dai în manele. No, e mult mai complicat. Mai trebuie, nu, da? Nu, să-ți ridici gulerul. Dacă deci dacă ridici gulerul, încep să devii mai... Ușor Mario Fresh. Mario Fresh, da? Mario Fresh, da? Dacă îți bagi puțin decolteu... Mario Fresh, ce cântă? La blugi? Pop.
Nu știu, am aruncat așa. Cred că da, în mare parte. Adică muzica asta comercial de pe TV, nu? Da. Așa, și ce s-a întâmplat cu tine între timp? De ce ți-a crescut părul? Pe cap sau pe față? Care și barbă și... Peste tot. Păi la 40 de ani, na, asta e, ai păr pe corp la 40 de ani, cât are el. Eu am fost boschetar vreo 2-3 ani când m-am mutat în oraș și... Și ca să-mi amintesc că trebuie să muncesc mereu, mi-am lăsat asta acasă. M-am plimbat pe la Unirii ani de zile și nu am oprit niciun frizer să-mi schimbe viața și acum ăsta sunt eu. N-am fost să... Excelent. Bă, simba pe geară, dacă nu... Și tot umblam pe acolo. Bă, dar nimeni azi nici mâine. Bă, băiatule, cât am putut să stau așa. Bună, bună. Dar chiar, uite, ar fi tare. Singura gură spălată în jurul tău era gura de metro. Ar fi și foarte bun să facem un sketch de genul ăsta. Să fiu, invers. Să fiu un băiat care se decide: eu nu mai vreau să dau bani pe frizer, că am văzut că se tunde pe gratis. Da. Și lipsește de la muncă, stă o săptămână întreagă să aștepte un frizer pe stradă. Unde sunt ăștia putui în gură care tot schimbă viața? Treptat, nu mai răspunde lui Gagica sau la mesaje, nu mai vorbește cu părinții, îl dau afară de la muncă și ajunge boschetar. Și la un alt vine unul să-l frizeze. Da, de să-l frizerească. Și când s-a schimbat, putu-ți gura, mă, de acuvii la ora asta? După ce am ajuns boschetar din cauza ta? Da. Uite, asta e bun, da. Nice. Sau pur și simplu mă iei din casă după o zi de stat, știi? Arăta boschetar. Da, după chipsuri pe burtă. După chipsuri, după ce stai și te relaxezi atunci, știi? Să ieși, să te duci la metro. După ce am văzut un sezon întreg din Breaking Bad sau ceva, da. Atunci, dacă mă duc la metro, atunci sigur mă oprește cineva să-mi schimbe viața. Ce bun e asta. Da. Da. Deci că trebuia să... Da, Anisia, tu cum erai? Păi da, mai răspund la podcast, pe voi doi... Da, adevărul, pe mine nici dracu. Bine, hai să nu plângem în podcast, da? Din primul episod. Că ai zis că pe mine nu mă știe nici dracu. Mine nu mă întreabă nici dracu, da. Deci hai să nu începem să plângem aici, vă rog eu frumos. Păi eu de asta am făcut podcastul, ca să mă întrebi lumea lucruri pe mine și să zic chestii despre mine pe care nu le-aș zice în mod... E camera pe Anisia. Nu, dacă poți să faci încă o dată, dacă poți să... Ia când se dă cu ruși, dă și pe nas un pic. Și sub nas. Bravo. Eu nu pot să fac cum faceți voi, pentru că eu încă am aici lipit nasul ăsta. Da, încă, dar tu așa. Acum ai simțurile, încă ești ok cu nasul? Adică poți mișca? N-am bun simț. Bunul simț nu l-am. Așa, și eu când eram mică, că patru m-ați întrebat, eram... Lipicioasă. Lipicioasă, da. Aveam foarte... Eram plină de dulciuri. Și... Eu când eram mic, eram un copil, cum ai zis tu, lipicios. Și de la dulciuri și de la așa. Și eram un copil mai... Aveam o boală. Pe care o am și acum. Știți cum se numește? ADHD. Râie. Uai și acum? Da. Ai avut râie. Nu, na, ADHD era și mâncam un oroi cu paleta de muște. Dar zice cu paleta de muște? Pentru că era mai o lingură. Da, era aia care îl pânteam pe bunicul meu când o lăsa din mână, că era aia uturoasă, știi, care de ani de zile, care o... Era un cimitir de muște ăla și când era vedeam... Era groasă de la câte muști erau moarte acolo. Da? Și gălbejit așa, știi, și forțată. Și mâncai noroi cu aia. Uite, și acum mi-e poftă, n-așa. Și o luam și luam cu paleta de muște și m-a prins bunica mea. Mamă, ce măcel mi-a dat. O paletă? Mi-a dat o altă paletă de noroi. Ia și mănâncă cu paleta asta, că mi-e curată. Exact. Da. Dar noroiul a fost ok. Băi, noroi, nu știu, mi se părea extraordinar, nu știu de ce. Și acum... Și de aici așa expresia că ai mănânci noroi când ești mic și când ești mare mănânci căcat. Exact. Da. Uite, vezi? Cam așa, adică nimic deosebit. La fel de... Mâncam normal. Noroi cu paleta de muște, mi se pare atât de vizual tot. Se pare foarte specific. Da. Că dacă nu găseai paleta de muște, mai mâncai noroiul ăla, asta? Nu puteam. Deci dacă era... Mi-era scârbă dacă era cu lingura. Și nu știu dacă... Uite, dacă se vede pe cameră, pune-o dacă mâna lângă mâna mea. Ca să vedeți cam care-i... Mamă. Da? Și gândiți-vă ce mână mică avea ea când era mică și paleta de muște e mare. Și doar imaginează-ți cu ce dexteritate mânca noroiul ăla. Sergia, cu că mă uit la mâna ta, pare că sunteți împreună pentru că arată ca o paletă de muște și fără tine nu se poate. Dar tot timpul îmi bagă de ieștile Nutella și mi-l lingi. Da. Nu înțelegeam eu ce... Păi,
Ok, da, acum cred că de asta te voi doi împreună, tu știi? Da, da, da. Da, da. Și mâncam tot de pe fundul găleții. Știi că... Ce găleată? Păi îmi puneam în găleata aia de făcut cimentul. Nu cred. Ba da, ba da, ba da. Făcut de așa. Și băgam și o leacă de apă să fie mai... Că nu puteai să-l iei. Dacă nu ploua, dacă nu dădea Dumnezeu ploaie... Tu vorbești îți... din lut direct. Da, nu, păi dacă nu dădea Dumnezeu ploaie, îmi săreau dinții. Că era greu, știi, că era mult. Da, da. Și așa, ori puneam eu apă și făceam eu acolo cu ciment cu și mâncam. Și de acum de asta ai dinții așa de tari. Da. Și pe lângă asta mai dupam șobolanii mult, chiar. Șobolanii. Da, 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 îi prindeam șoarici. Ai, cum? Tu ești singurul copil care a prins șoarici la țară? Că eu niciodată n-am reușit să-i prind. Aveam capcane pentru el, băi, deșteptule. Păi și cum, îl prindeai și stătea? Acum. Să-l pupi? Da. Uite, se vede, știi cum îmi dau seama că n-am făcut asta? Că e zvedic când de la țară, pentru că ai impresia că șoarecii ăia de la țară din câmp îs ca pisicii care stau să li mângâi. Dar nu mai. Nu așa funcționează. Chiar luam și am adunat niște șobolanie. A venit, era foarte normal ca și copil. Da, da, 100%. Da. Păi, e adevărul că generația noastră de mâncat noroi, da. Noastră, a noastră, tu la 40 de ani, Teo, nu. A noastră ăștia mai tineri, mai juni. Ca să zic așa. Da, haideți că sunteți obraznici și nu mai vreau să mă plătiți. Nu mai vreau banii voștri. Să... Am obraznici și pătim la culcare. Și ok. Eu încă sunt curios de paletă. De cum... mai există paleta asta? De... Din păcate, pentru că bunicul a murit, a luat-o cu el în mormânt. Cruci, și la un moment dat vreau să-l dezgrop, doar ce o paletă de muște. Eu aveam paleta aici, așa, pe piept, nu? Da. Cum au da, crucea. Deci s-a terminat. A dispărut. Dar era paleta asta clasică, cum e asta de plastic de la chinez? Da, și era, se bălângănea, adică era da, folosită de asta. Nu, nu, nu era, era flexibilă, că îi lipsea un șurub. A, era ruptă, cum ar era? Era ruptă, da, da, da. A, ce drăguț. Da. Ok. Așa, bun. Și ca să vă, și tu ce, la ce ai fost bun la școală? La sport. Nu, am fost bun la istorie. Chiar și-a îndeplinit. Lui place fotbalul, mi-a a făcut sportul și... Și acum fac comedia. Deci exact ce... Nu, exact. Nu, eram bun și la... Adică puteam să argumentez niște chestii la română sau la... Sau îmi plăcea istoria. Aha. Cam ce fac și acum, nu apăsat pe aici. Cam ce fac și acum, ce sunt curios acum. Matematica am urât-o din toată inima așa. De asta nu am bani niciodată, că nu știu să-i număr. Uh-huh. Tu chiar... ai de fapt mai mulți, dar nu da, numeri corect, da, cred. Probabil. Că. Da. Eu probabil sunt bogat și nu știu. Eu așa cred, da. Și dar, nici eu nu știu. Da, suntem amândoi. Asta înseamnă sufletii perechi. Da. Să fiți la fel de proști pe același domeniu. Exact. În cazul în care vreți să vă căutați sufletul perechi, imaginați-vă la cine sunteți voi buni și căutați o bună. Și tu, deci tu, practic, ți-e îți plăcea sportul, nu? Îmi plăcea să joc fotbal, să fugăresc pe imagina asta, vreau să zic. Să joc fotbal, da, nu știu dacă eram alt, nu prea erau alt. Foarte sport, curios, când te-am văzut niciodată să te uiți la meciuri, să comentezi? Ata, ce mai mi-ar mai place, dar mai mult pentru băiețeală decât pentru sportul în sine, să mă uit la Champions League, dar dacă am cu cine sau ceva. Nu joc FIFA din niciun fel pe PlayStation, mi se pare plictisitor. Dar cum înțeleg eu de ce ai tu perderile astea albastru cu roșu, știi, steaua? Steaua e? Păi da, nu? Mă, ce treabă cu fotbalul românesc? Oamenii nu se știe în cadrul unui se vede cât perdeau albastru. Da, e, o să mai este încă o perdea, că noi avem gusturi fine, roșie. Noi însemnând, dar nici se le-o cumpără. Da, deci că acum înțeleg de ce s-am cumpărat perderile cu albastru. Păi da, că mi-ai sugerat. Da, într-un mod. De-aia le-am luat eu, că așa ești tu ca om, deci nu... Că da, nu se aude bine. Eu le-am cumpărat pentru că am știut că e ceva să te dis în tine. Da. Drăguț. Da, nu știu, eram... Tu ce materii preferate aveai? Eu eram bun la sport. Aoleu, și tu? Cred că să fii bun la sport era să nu te plângi că e obosit, sincer, până în clasa a 7-a, nu, asta era una dintre ele. Eram bun la sport, dar eu cumva nu voiam să joc fotbal și jucam numai basket și handbal, ce se mai făcea pe lângă fotbal la orele de sport. Asta. Da. Și tu stăteai rezervă? Nu, pur și simplu aveam varianta să alegem să jucăm altceva. Și erau unii care se duceau la fotbal, se juleau, se băteau, ce naiba făceau. Și noi jucam în sală basket sau ieșeam când era deșit afară, era teren de handbal. Deci tu nu parcă ai fost bun la sport, adică
Deci... Eu eram bun la sport, numai că am ales să nu joc fotbal, pentru că nu, nu mă... Adevărul că era așa atât de popular fotbalul comparativ cu alte chestii, încât... Da, nu prea... Mi se pare incredibil de faza asta. Cine, mi-a zis cineva la un moment dat și mi s-a părut de bună că nu înțeleg de ce românii insistă să se uite la fotbal și să avem așa un fan base de fotbal, că noi nu suntem buni la fotbal ca români, că n-am făcut mari performanțe. Tot timpul vorbim de generația de aur, nu știu, care au ajuns în sferturi, care după grupii încă ai mai câștigat un meci, mare lucru. În schimb, la handbal, bă, băiatule, Cristina Neagu e cea mai bună handbalistă din toate timpurile, e Messi și nu știe nimeni, n-avem nicio treabă. Adică noi trebuia, ci Halep, trebuia să fie the fucking, să avem toți tricouri cu Cristina Neagu. Da, handbal nu e mare lucru. Și culmea că nici am înțeles și că handbalul feminin cu ăla masculin, știi că în mare majoritatea sporturilor e diferență mare dacă ai pune un bărbat să joace în, versus o femeie în sportul respectiv. Și că în handbal e foarte apropiat ca performanță. Adică nu-i, știi, nu-i vorba că handbalul feminin e vai morții lui și ăla masculin e cum trebuie să fie sportul. Nu-i pe acolo, deci... Da. Și ne doar în cur, asta zic, e trist. Tata, mie mi se pare, eu am văzut până acum toți copiii care merg la fotbal cu tricou, era numai Messi și Ronaldo pe ei. Cumva nu le place fotbalul pentru că fotbaliști români. Nu, e fiind sau... atât de... Nu, da. Pentru că e Messi și Ronaldo și... Da, Saiconis, foarte, foarte mainstream, cât se poate cunoscuți. Sau nu știu, în momentul ăsta eu nu mă pricep la fotbal. Poate mănânc căcat și e foarte bine că oamenii nu știu să mă caute că nu mă văd. Erau foarte buni la fotbal, era primii la sport, dar nu, nu știu de fotbal nimic. Deci... Cine? Voi doi. Păi eu, mie mi se spunea Inzaghi. Inzaghi era un fotbalist italian. Da. Adică atâta știam. Mai era, era... Păi atunci mai știam fotbaliști. Mamă, zicea Zaghi. Wow. Inzaghi. Mamă, deci eu nu știam astea, mă. Dar nici nu le-am zis niciodată că nici nu pasă foarte mult în total. Pentru că înjurai ca el, ci... Așa facem. De ce? A fost Paul. Mă uitam printre întrebări și m-am gândit să punem și o întrebare mai pentru comedianți. Poate okay. avem ascultători pasionați de stand-up sau chiar open mic-eri, oameni din zona okay. noastră de operare. Există glume... hack care, pe care nu le suportați? Există glume pe care le tot auziți la oameni și nu vă vine să credeți că încă se mai fac? Da. Ce vorbeam? Vreți să, vreți să dăm nume sau să dăm doar glume? Normal că trebuie să dăm nume. Nume. Da, da, normal. Nu, și să-i dăm cred? Și mail și să arătăm da. Înregistrarea. Da, am înțeles, da. Cred că în orice tip de subiect poate să fie hack dacă îl abordezi cum a fost abordat în câte un milion de ori. Sfârșoarea astea s-o duci în hack în zona asta de glume cu relații, cu nebunii. Că ea vorbește mai mult, că el dacă nu știu ce răspunde greșit doarme pipreș. Genul ăla care s-a făcut un miliard de ori alea. Și... chestia aia cu tu ești singur la masă, da, ești la bagiu, genul ăla de easy așa. Concluzii trase la prima mână. Da, da. Glumele la prima mână în principiu mi se par hack. Ca adică, cum mai spune, nu te fuți, ești virgin sau chestia da, asta. Da, 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 ești vai mama ta și nu știu da. Ce. Ei, mi se pare că orice subiect poate să fie mișto dacă știi unghiul din care să... Mi se pare, uite, cât de șmecher era o... Asta, cum îl... Shane Gillis are gluma aia cu sindromul Down, care e total din alt unghi, exact invers unghiul, și mi se pare atât de șmecher că e venită total din altă parte. Sau, na, ca și comedian, cam asta trebuie să cauți tot timpul să vezi un alt unghi la o glumă. Dar la hack, nu... Hack-ul ce-i considerat? Ce glumi-s considerat hack? Măi, despre, într-adevăr, despre relații, dar dacă o spui din punctul tău de vedere, nu mai este hack. Adică, da, da, da. Dacă spui o glumă despre bărbați și femei în același unghi, știi? Corect. Așa? Glumii despre graș, astea-s hack. Glumii despre... Habar n-am. Nu mai știu. Cam orice subiect poate să fie hack, atâta da, timp cât... Femeile cred că... sunt, nu știu cum... Credeți că un subiect e neapărat hack sau o glumă care se face în mod special, recurent? Un subiect poate să fie foarte bun sau foarte prost în funcție de abordarea exact, ta. Exact, și depinde cum, dacă tu îți, o spui din punctul tău de vedere,
atunci îi din unghiul tău. Da. Și nu mai, nu mai poate. Hai, Anise, lasă-mă cu motivațional de tale. Păi da. Tot timp. A, vezi cum e? Nu, 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 nu cred că e subiectul, nu, nu cred că e hack. Dacă, adică, uite, de exemplu, are lui CK atât de mult despre pedofil, despre ăla care s-au tot făcut, sau dați alte unghiuri. Bine, dacă, da. Exact, să dai, important e să dai alt unghi. Adică să nu se aștepte lumea. E ca la matematică, nu trebuie să... Aștepte, adică aia s-a mai făcut, s-a mai... Da, e vorba de... Să nu mai știu ce mai... Cum o dai, în ce de... Nu mai știu... Deci pur și simplu nu vine acum. Uite, era un trend la un moment dat, după două luni în vas lui sau chestia asta. Da, care da, era, da, da, da. Și alea era... sunt expresii pe care le auzi la nesfârșit și nu le mai suporți. Da, poate da. Aveți expresii de genul? Un stand-up nou. Uite, mie mi se pare, e o chestie care mă enervează foarte mult, pentru că unii oameni o continuă să o facă și să zicem oamenii ca oameni care nu fac stand-up. Bă, dar văd open micer care în continuare spun chestia asta de pe Wish. Sau de pe care, Temu sau de pe da, care s-a schimbat de pe Temu, de în sine aceeași glumă, știi, glumă, adică... Da. Păi da, da, mie mi se pare că acolo ești la nivel de comentariu pe YouTube. Da, da, umorul. Ceea ce... Da. Sunt, există vreo expresie pe care nu o nu suportați de la un timp? Vi se pare că oamenii o folosesc prea mult? Mi se pare... Sau nu, nu, nu. Cred că genul ăsta de care zici și tu, și cred că sunt multe, dar nu, nu stau acum să, de, să le văd. Nu știu să, să mă gândesc. Trebuie să fie. Trebuie să fie ceva, dar nu mă dacă duce e cap. Ceva ce vă enervează în mod special, poate nu este oamenii o întrebare general bună. Mă enervează. Okay. Băga mea și pula să nu mai fii oameni, să pot să merg eu prin București. Mă enervează... Pe mine mă enervează niște ticuri pe care eu le văd. Ticuri, tu vorbe... Anisa, ea fiind bună pe imitat, ea are și talentul ăsta să observi mimică și orice. Gesturi. Și, da. Și n-am. Este un tic de la noi sau de la noi? Nu contează. Orice, orice... Nu, la, mie nu-mi place, nu știu cum e, o chestie și. Și ăla nu-mi place, ăla pe mine mă zgârie. Când e pauza aia din livrare... Da. Când păi o pauză lungă, tu te referi la pauza aia pe care o fac cu oamenii, comedianții, când livrează o glumă, dar e o glumă care ar trebui să treacă neobservată și fac și ăla lung doar ca să râd la el, nu? Da. La asta te referi, nu? Da, da, da. Când e ca o paranteză și anyway... Nu. Paranteza e ok, mă refer la stilul de a auzi. De a livra. De a livra, da. Pentru că nu e unic, e auzită la mai mulți. E luată. Am înțeles, am înțeles. Pentru că e luată și ea... Adică eu văd... Asta mă, în genere. Mai duceți-vă și exact, n-am. Dar e bună întrebare, doar că ne-am dus serios. E foarte bine, e foarte bine. Vreau să dezamăgiți cât mai mulți tineri comedianți la început de drum. A, da, nu cred că sunt eu în măsură să-mi dau cu, cu părerea. Când cred că eram foarte hack și eu la început și foarte vibe-ul la mea. Deci, nu, deci, na. Da, adică deci nu cred că e ok să... Că, comedia, cred că stand-up sau comedia în general, nu-i sprint, e maraton. Dacă ai răbdare și vrei să înveți și înveți și înveți, o să devii și acolo bun și aia. Da, și până îți găsești stilul sau să așa, trece da. Timpul. Da, faci de 12 ani și încă nu l-ai. Exact, de exact. Uite, de exemplu și eu sper să, până la urmă tot... Să-mi găsesc și eu un stil. Exact, exact. Da, exact. Nu, important e să... Să te apuci de alte meserii. Să poți să schimbi meseria. Dacă vrei să faci asta. Când vezi că chiar nu merge. Da. Da. Dar eu chiar sunt de părere că e bine să poți renunți la, la visul tău uneori. Eu chiar cred asta foarte mult, foril. Adică cred că am văzut asta la, de multe ori. Am văzut oameni talentați, dar pur și simplu, fără ceva la organizarea stand-up-ului și show-urile erau bune, dar erau tot timpul dezamăgiți de oameni, de câți vin, de cum vin, de cât... Și a ajuns la un moment dat într-o frustrare de aia din mulți ani încât, bă, dar nu mai e fericire acolo. Acolo e doar de ce nu-s mai cunoscut, de ce nu-s mai bun, de ce nu-s mai nu știu cum. Na, că tu... Băi, eu pe scenă fac treaba bună, de ce nu-mi ies mai mult? Și la un moment dat pui mai multe presiune pe visul tău decât pe un job normal. Și ai să ajungi să fii nefericit cu asta. Și mai bine renunți tată dacă... Adică în 3 ani zile poți fi altceva și să-ți poduci mai bine și să nu ai stres, știi? Să o faci dintr-o pasiune mult mai relaxat și poate să iasă mult mai bine și tot așa. S-o dus pe...
podcastul. Nu, e tot foarte bine, pentru că am ajuns la ultima întrebare scrisă de ChatGPT. Dacă ar fi să-i spuneți unui comedian să renunțe, să schimbe profesia, care ar fi acel... Nu, glumesc. A trebuit să termin propoziția și după să spun că glumesc. Eu am făcut deja niște foarte mari. Anisia, uite care treaba. Da. Îmi pare rău să te anunț. Dar de mâine eu o să plec din această meserie. Dar eu o să eu mă las. Eu să consider despre mine că trebuie să... Consider că nu-s destul de ok. Da. Ce, ia da, treabă. Dacă ar fi să am chiar o ultimă întrebare, m-am gândit eu acum. Okay. Voi de cât timp faceți stand-up, în primul rând, ca să știe oamenii despre... Eu de 12 ani și Anisa de 10. Cred că da, cam așa, de 9-10 ani, da. V-ați cunoscut prin stand-up? Da. Asta... Da. La un open mic, da. Da, a fost așa, dacă... Deci m-am întâlnit cu Serghei la un open mic, da. Dar în Iași nu prea erau open mic-uri. Și acolo eu căutam, am zis, bă, dar cum să fac chestia? Că nu, nici nu există multe open mic-uri, nici nu... Une naiba, acum mă duc eu fiecare săptămână la București. Și atunci m-am întâlnit cu Serghei, care și el avea aceeași dorință. Și m-a arătat și bine. Eu asta era problema la mine. Da, ai, mers, că nu m-am mutat la el așa, dai seama că era sărac. Și acum e, dar mai contează. Da, te-am pucărit deja. Da. Și nu. Și atunci ne-am hai să hai să punem de un stand-up. Da, și am început cu Costioare. Da. Și am început cu relația. Da. Da, nu, la ce la ce voiam să ajung, dacă nu v-ați fi apucat de stand-up, unde v-ați fi văzut acum? Ai văzut ce terasă frumoasă am făcut? Arată super bine. Acolo era. Făceam frumos lemnăreală, dracu știi. Dacă vreți să vedeți terasa lui Serghei, intrați pe TikTok la punct username. O pus un bârlan, în gură. O pus-o și are jumătate de milion de vizualizări pe filmulețul meu. Și au început și postează în continuare filmulețul de la mine. Serghei, tu acum te comporți ca un pensionar din ala, știi? Păi da, fii atent că pagina, canalul ăla de TikTok al lui e monetizat. Dar el nu, face bani pe munca mea. Tu ai o tonalitate când încep să reproșezi. Păi, da, mă, da, că mi-a luat toate... Păi cum? Mi-a luat terasa mea, nu-i corect, nu? Fix așa faci. Ce-ai fi făcut, Anise, dacă era... Bă, cred că eram un informatic, îți dai seama, eram, adică mare, spune, nu, îți dai seama că nu eram... Cred că eram și eu ceva acolo, secretar în informatic, ceva. Secretar, țineai secretele de companie. Da, da. De eram, sau eram, nu eram nimic. Eram, nu, informatic, cred că. Făceai informatică? Da. Nu, cred că făceai, cred că tot ceva pe comedii făceai. Da, mă duceam bufon la copii, la McDonald's. Nu, cred că tot în zona aia te duceai, pentru că tu știi, eu dacă n-aș face stand-up, sau acum n-am mai fac sketch-uri sau partea asta, dar eu mai am un talent mai rigid. Tu ai și voce, ai și feța, ai și tu transmiți mai mult. Și atunci cred că ai fi putut să faci mai multe, ai o arii mai vastă de acoperire, știi? Da, mă, moment publicitar. Femeie de servici tot îmi ieșea. Și amuzantă. Da, amuzantă. Știi aia tantileana care... Dacă intri aici după ce am spălat îți rup picioarele. Da. Nu, era. Cred că așa era. Femeie de serviciu. Păi da, pur și simplu bețivul profesionist. Asta cred că asta e și acum. Da. Ah, corect. Dar asta sunt bine cu meseria, da. Meseria, da, mai scot și bani, așa, nu scoteam bani. Da, corect. Din bețivul profesionist. Tu ce ai făcut? Sau ce ai din gând să faci? Eu? Tu când o să vezi că găsești mai mulți bani din podcastul ăsta decât din stand-up? Toată cariera ever la un loc. Exact, da. Cariera mea a început acum un an jumate spre doi. Probabil doar aș fi fost cu încă un an sau doi mai aproape de facultatea de arhitectură, probabil. Ok. Deci, care oricum n-aș fi suportat-o, deci probabil call center, mag, știu, okay. Și unde chiar am lucrat la un moment dat. Ia, ce frumos. Da. Păi de ce nu ai, adică te-ai dus dintr-un motiv la arhitectură, nu? Da, da. Și între timp ți-ai dat seama că nu-i ci credeai tu facultatea? Era fix ce credeam eu facultatea, numai că nu era experiența de a lucra în domeniu cum eu imaginam. Sunt foarte multe serne dormite, foarte multe proiecte pe care le iei de la început, pentru că îți spun clienții / profesorii care te evaluează că nu e ok, iau de la început. Ah, ce mișto. Și te-ai gândit că e mult mai mult creativ și de fapt mai mult hărțogăreală, nebunie, aprobări. E foarte mult creativ, dar e și foarte mult subiectiv creativ și nici nu o să vină prea curând.
o ocazie în care să poți să creezi ceva, cum ca la o facultate de artă și să spui, da, ăsta vreau să fie finalul, așa mă prezint eu cu asta. Uh-huh. Adică o să intervină oameni pe conceptul tău, pe propunerea ta, pe... Ah, ce mișto. Și Serghei avea și dorea să fie arhitect, nu? Așa știu. Mă, dar ce bine ne cunoaștem. Dar nu, păi... Cum adică terasa aia? Deci... Terasa aia, n-a fost exact, și pe lângă asta ai mai fost și zidar sau așa. Dar era la cum open mic, știi? Eu eram open mic, da. Eu asta făceam, da, era construcția... Construcția, dar era la un fel de începător. Dar totuși a început, a îndreptat pereții, a dat cu amorță. Un open mic la zidărie. Fix, bună seara, bună seara. Fără pretenții de arhitectură aici... Ridicăm peretele, dacă e drept, e perfect, da, aplaudați. Da, exact. No. Cam așa, e, da. O să pui o cortină roșie în spatele unui șantier și urcă oamenii cu un reflector pe ei să te văd cât de repede faci zidul ăsta. Exact. Dar, da. Deci, dar nu-i doar asta, dacă ești meseriaș, ai mai multe valietăți. Nu doar că faci zidul, trebuie să înjuri salaorul. Trebuie să fluier femeile pe stradă. Da, să ți gara în colțul gurii când timp ce dai din mână. Materialul. Să știi să tai mezelul ăla pe ziar. Da, 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 să tai și cu mistria, nu să-l tai neapărat cu cuțitul. Da. Acolo sunt talente. Da. Cum zic, faci orice prost. Dar alea sunt definiții. Da, vezi? Interacțiunea cu publicul care nu-i pentru tine acolo. Da, 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 știi? Una, acolo ți-ai diploma din nea. Ești nea Serghei, nea Gicu. Am eu un băiat. Am diploma un băiat. Din băiat. Am eu un băiat care face toate. Sau diploma din nea. Am ăla care fluieră de pischel. Ce bun ești, pă! Ce bun ești! Da, trebuie să ai un pic gâtul când fluieratul ăla nu se fluieră. Că nu poți să fluieri cu deștile în gură, că tu ai material mai mortar pe deștile. Tu în mâna asta ai mistier, în mâna asta ai altceva, tu faci... Trebuie să... Am înțeles, e greu. Da, da. E greu. Adică asta e partea grea. Tu ai fluierat vreodată vreo femeie nesimțitule pe asta? Da. Da? Nu, mă, eu am fost timid tot timpul cu femeie. Da? Tu ai... potențial cu strunga aia. Deci dacă ți s-au crăcănat dinții, special pentru că știa că ești muncitor și îți lasă sunetul mai bine. Cacica! Vino să-ți o trag, să te ard! În colanț, ce bună ești! Apropo de potențial pierdut, da. Vezi? Pentru, ca să fii un artist bun, trebuie să ai față, sau actor, trebuie să ai față, cumva ți se face față. Mai taie și nasul, în fine. La se mai face față, se mai desface, adică da, e exact. Te-a crăcănat, știi? S-a crăcănat. Da, da, deci ți-ai pierdut meseria, Serghei. Da, aș fi putut să fiu mai mult decât ăsta. Cum realizez? Vă aduc împreună foarte multe lucruri. Mâna aia de plici de muște, faptul că fiecare aveți fața un pic desfăcută. Iar mai mult, eu are mult din geam. Iar mai nou, tu ai mai... Da, ni completăm, iar prea mult din geam, prea puțin. Suntem... E prea deș la mine, e prea rari. Da. Da, corect. Eu... Ea poartă 35, eu port 47. E, hai că nu port, da, chiar port. Da, eu am... Așa, picior de gheișă, cum ar veni. Da. Da, acum ați aflat că am 40 de ani, n-am înțeles, dar... picior, nu, de gheișă. Picior de gheișă. Înainte gheișele aveau piciorul foarte mic. Ah, okay, asta e teoria. Da, da, adică își puneau piciorul special în papuci mult mai mici, le strângeau doar ca să facă forma piciorului mai strânsă. Da, deci eu n-aș fi putut să fiu gheișoi. Dar nu am înțeles de ce era așa gheișoi. Sexy. De ce era așa sexy să ai piciorul mic? Păi depinde de cultură, că în alte epoci, iar dacă erai gras, erai sexy, dar acum trebuie să ai forme, până într-un punct trebuia să fii slab, prin 2000. Da. Depinde de cultură, de perioadă. Călcai pe nervi mai ușor, dacă era. Da. Cu piciorul sau nu pot să înțeleg de ce așa de păi frumos un picior mic. În China sau în Japonia? Gheișele? Da. Japonia. Japonia. Păi da, mă, dar știi și ăștia au podeaua aia de lemn și ei dorm pe podea. Și ca să calci ușor să nu trezești omul când mergi de fuț. Posibil, da, vezi? Da. Un picior mic e fărașchi. Da, exact. Dar mic și frumos. Sună ca un procedeu. Un picior fărașchi. Fărașchi e... Mai mi-am făcut fărașchi. E un harakiri, dar cu piatra aia punzi de curățat călcâie. Da, da, fărașchi. Da. Chiar
Da, drăguț. Cred că avem, cât avem? Avem o grămadă de timp. Avem o oră și 10, dar o, i-am dat... Contăm 10 minute. Rămân 12 minute, 13 rămân 13, bine. 13, clar. Deci, lejer, un lejer? Promo. Exact. Pentru ăla bun când o să-l tragem. Da, mai încercăm. Nu, pe asta e episodul 1, pre-episodul 1, după aia o să existe episodul 1. Măi, eu propun să numească podcastul episodul 1. Așa să numească. Păi da, episodul 1 poate se dă. Podcast primul episod. A, nu, fii atent. Să ajungem la sezonul 6 din episodul 1. Să... Da. Cum, dar nu era invers, nu? Să... Nu, nu, așa e, 100%. Așa. Și să avem 100 de episoade la episodul 1 din, sau, poate se dă. Hai că ăsta-l dăm. Poate se să dă. Fie. Hai că poate. Hai că poate. Ha, mă, că poate. Poate, asta... poate. Într-o zi. Poate îl dăm. Poate îl dăm, sună bine, că podcast poate îl dau. Da, drăguț. Okay. Nu vreți să îi facem și o încheiere bună ca să... Dar cum se că fac poate îl dăm? Da, poate îl dăm. Poate cum, îl dăm. Cum se fac încheierile în acest gen de podcast? Pentru că eu am mai fost, vă spun sincer, la podcasturi și mi-aveau întrebări pertinente. Nu... nu ce avem noi. Da, noroc am pus eu cu copilăria, că altfel se ducea pe tot. Așa că pe data viitoare vă rugăm, dați comenturi. Like, share și subscribe și toate alea și ne vedem data viitoare.